Din partea evenimente Tulcea, dumneavoastră. Mă numesc Constantin Popescu, sunt președintele comunității Armâniei Tulcea. Azi am avut un eveniment deosebit, sărbarea Crăciunului, unde, după cum s-a observat, sala Teatrului Jean Bart a fost arhiplină. Formațiile artiștilor care s-au prezentat în program și un spectacol deosebite au participat. Ansamblul de la Școala Generală din Ceamulele Jos, Școala Generală Ștejaru, Școala Generală Cerna și trei formații de la Comunitatea Română din Tulcea. După cum ați putut vedea, un spectacol destul de variat, plăcut, aplaudat de asistența prezentă. Pentru toți și pentru ascultătorii noștri și pentru toată Armanana și nu numai, le urez de ocazia Crăciunului, un an cu fericire, Crăciun cu sănătate, iar 2012 să-i aducă la toată lumea numai satisfacție și bucurie. La mulți ani! La mulți ani și dumneavoastră și mulțumim frumos! Din cer senin, în cor divin, am vrăgheați de taifă și soii, cum știați o
oamenii vrut, suțineța de teac, tu prota tezii, să aveți angâta în limba armânească, te-a spus nicuri de ardă cu niciun zbor, și se toarnă tu te puneți la locului. Anu-ți inii, să s-a spun acum tunica de prota zu, inima, să aveți ușoară ca pe Ana. Lucrurile să vă se ducă ambar, harei li țină baiuri, niții să vă crească sănătoși și tihiroși, aușii să-i țină Dumnezeu sănătoși, treia să crească cu capii din urmă și arusul să vă bubuchisească daima pe bun. Vă urăm ca de aceste sărbători să fiți înconjurat de familie și rude, dar și de alte persoane dragi vouă, să prețuiți tradiția, să aveți grijă ca limba românească să nu se micșoreze ca nici măcar un cuvânt, să aveți parte numai de bine. Anul viitor să vi se arate bogată încă din prima sa zi, inima să vă fie ușoară ca fulgur, munca să vă aducă prosperitatea dorită, întâmplări fericite să se țină lanț, copilașii să vă crească sănătoși și norocoși, bătrânii să-i aveți sănătoși, iubirea să vă sporească odată cu trecerea fiecărui minut, iar zâmbetul să vă împărească întotdeauna pe buze. Trițel de adun, năduș, năseară, tinipistic seare, trămânți ani, vruța noștri să armâi. Să avem o zi și o seară de poveste, la mulți ani, dragii noștri armâni. Programa este. Azi va nu cântă colindiși, va nu joacă fiorici fiatrii de toate fâlcările armânești de Tulcea. Prota, va zi de parea megreniștilor de Toara Cerna, cum îndusită de timițita Petrica Dumitra. Programul este. Astăzi vor cânta colinde și vor dansa făieții și fețe de la toate filialele armânești din județul Tulcea. Prima dată vom vedea grupul megreniților din satul Cernea, conduși de doamna bibliotecară Petrica Dumitra. Deftera pareii este naima vrută de toți noi armânii, de aceea că este parea de la grădinița armânească, cum îndusită de dăscălița Mariana Mergeani. Cel de-al doilea grup este cel mai iubit de toți armânii pentru că sunt ansamblul de la grădinița armânească, organizația educatoare a Mariana Mergeani. Vazină și armâni de hoara Eschibaba, naima vzută hoara armânească, cum îndesită de dasca lui Divin Bășadeț Armânești, directorul sculiei de Eschibaba, Șamata Nicolae, ți va înțeleg că două colinde armânești și două colinde românești. Vor veni și armânii din satul Stejaru, condusă de profesorul de limbă și tradiție armâne, directorul școlii din Eschibaba, Șamata Nicolae, cine va cânta două colinde românești și două colinde armânești. Mulți de ei, anul trecut, erau miți, matura criscură și aveau rămână nouă parei, tu Ilichia de 7 până de 10 ani, ți poartă numai daima niții, cum îndesită de Nicolae Tarafticu. Mulți dintre ei erau printre cei mai mici anul trecut, dar acum au crescut și formează ansamblul Daima cei mici, cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani, organizat de Nicolae Tarafticu. Valăzițăm ghenivini, cea armânilor din Toarea cea murlia din Deană, cum îndesită de dasca al Cioc Stere. Le vom ura bine au venit și armânilor din satul Ceamurlia de Sus, organizat de domnul profesor Cioc Stere. Tu, Soni, parea Daima, ținuarea în anghii de cană prezentare, cum îndesită de Nicoleta Vazvanela. La final, ansamblul Daima, ce nu au nevoie de nicio prezentare, organizat de Nicoleta Vazvanela. Va dipsi maestru mușat Andamasi, așa cum este Arada azi, ziua de plin Crăciun, cu Nicolind, ți va încântăm de adun ună boații. Petrecerea se va încheia, așa cum este obiceiul astăzi în zi de ajun, cu un colind pe care îl vom cânta împreună. Prota va sta cu himn cu himna noastră armânească, părintească adămândare, după care va crisim pe președintele afarei armânești, fâlcarea Tulcea, domnul Constantin Popescu, să ne zic în două zboară. Începem această petrecere cu imnul armânesc părintească adămândare, după care președintele comunității armâne filiala Tulcea, domnul Constantin Popescu, ne va adresa câteva cuvinte. Mari, 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 Mari
ziua chinidinilor. Azi, de tuta rămâna mea mare sărbătoare, la mea mare sărbătoare de an, Crăciunul. Cum e cate an, rămâna mea știe să așteaptă Crăciunul cu birache, cu toate andreazele care sunt toate Crăciun. De când se amintă comunitatea rămânii în Tulcea, voi vă spun că întreaga activitate fu îndreaptă și îndrupâtă mai ales de mulți fiori armâni cu vrearea rămânească și cu puteare, care până tora din 2005 anchisim și ca fi an Mica Maghine. Este o an altă pareie de armâni tineri care s-au îndrupâit lângă comunitatea noastră cu mare vreare și ei și cu multe tiniite armâname. Tățează pareia care a init ora după ei, după seama mărie, zile și alți armâni și toți armâni arată de comunitate ca să ducească cat un câșim de adun și că lucrul rămânescu va simplă daima cu găilelul a cate rămân. Că sărbătorile din tora de la de partea comunității rămâne Tulcea, vă zic la toți Crăciun cu sănătate, an nou cu dineață și 2012 snaplă armâie cam auniți, cam abuni, cu toate lucrurile care sunt o peste loc. Mica mare, armâna mea, taima de adun. Bună ziua, nu-i noi când Ivana, dar cred că bani au împrumut-o, domnul profesor, nu? Două minute. Știm cu toții că Crăciunul ne adună pe toți acasă, ne adună lângă ai noștri, lângă părinți. Pentru cei de vârsta mea, cred că ne este un dor nebun după bunici, după păpânia noștri. Mă bucur tare mult că organizatorii în fiecare an, acțiunea asta noastră crește. Astăzi este sala plină. Acum 2 ani de zile noi aveam decât pe colindători, cei care se pregăteau să ne joace. Astăzi suntem foarte mulți în sală și bucuria este imensă. Vreau să-i felicit pe cei care organizează aceste evenimente. Sper să avem mult mai multe în anul următor. La mulți ani, Crăciun fericit, să ne vedem sănătoși! Rugăm pe domnul Ian Gubana, ca taima să ia zborul la întâlnirea noastră. N-am exercițiul oficial să-mi doresc pe armănește, dar eu vă garantez că invest pe armănește și trebuie încerc să văd câteva zboare românește, că așa cum vă dăseam, am avut curaj. Când nu a fost, când n-a fost zboarele armănește, trebuie să încălzea românește. Deci, refuz, refuz, încerc să-ți doresc cu românește, trebuie să faci și inima, dacă vreți. Vă zic că Dora, simt mai mult ca oricând un sentiment de atașament față de comunitatea noastră, unul nu l-am simțit niciodată, pentru că pentru prima dată particip la o manifestare atât de amplă cu atâția armâni, alături de cei care astăzi vin să ne ureze la mulți ani, să ne ureze Crăciun fericit. Am sentimentul de mândrie, pe de altă parte, că suntem o comunitate, cea mai importantă comunitate din rândul tuturor etniilor, pentru că suntem prima comunitate romanizată, prima populație romană din toată Europa. Și ăsta este locul pe care, de fapt, trebuie să îl asumăm și să îl promovăm cu multă mândrie. Avem probe destule, certe, că noi suntem
pe populația care vorbim, comunitatea sau în sfârșit etnia care vorbim prima limbă romanică, prima limbă romanizată, dar înaintea galilor, înaintea francezilor, de exemplu, dar totodată trebuie să recunoaștem că în sarcina tinerilor rămâne o mare datorie față de noi care n-am reușit, știm care sunt motivele și nu o să încerc să le spun aici, și anume să redescopere, să reconstituie istoria noastră, că simțim că ne lipsește. Deci, ceea ce se întâmplă astăzi aici este un moment din ceea ce, un element din ceea ce cred că ne dorim cu toții, să ne reconstruim istoria ca identitatea noastră să o simtă și ceilalți și să o respecte. Deci, un felicit tuturor! Spectacol. Bună ziua! Bine v-am găsit în Sfântă Zi de Ajun. Noi suntem formația Antona din Cerna. Vă transmitem tuturor salutul frater al megleniților de acolo, din Cerna Dobrogeană. Formația Altona a luat ființă în anul 1997, de atunci a desfășurat o bogată activitate, participând la multe manifestări de gen, la multe festivaluri și prezentându-se de fiecare dată cu ceva inedit, cu ceva descoperit din vechile tradiții ale înaintașilor noștri. Eu nu sunt meglenă, dar m-am ocupat de înființarea și programul acestei formații, fiind sprijinită de Consiliul Local, de domnul primar, de cadrele didactice ale școlii, de referentul cultural, de colegi și prieteni. Și nu în ultimul rând, de părinții copiilor artiști pe care îi vedeți pe scenă. Anul acesta s-a întâmplat un lucru deosebit pentru formația Altona, o bucurie pentru noi, pentru că am reușit să ne facem costume noi, cele cu care suntem îmbrăcați acum, după vechile modele pe care le-am mai găsit la bătrânii satului. De asemenea, o altă bucurie a fost participarea noastră la Festivalul Internațional al Copiilor Albinuța de Aur din Klimovici, Republica Belarus. A fost o experiență inedită, pentru că într-o mare slavă noi am fost acolo o pată de românism și am fost mândri cu lucrul acesta. Noi acolo am reprezentat România. Ne mândrim de asemenea cu premiul pe care anul acesta ni l-a oferit Radio Constanța. Avem deci motive să ne bucurăm. Vă urăm mulți ani, să fiți sănătoși, să petreceți sărbătorile cu bine și sperăm să vă placă cântecele, colindele și dansurile noastre. De un an de zile a intrat în formația Altona Tatiana Șoacăte. Tatiana este din satul Traian, are o voce deosebită și drept dovadă, anul acesta a obținut premiul al treilea la Festivalul de Folclor Troiesmis de la Turcoaia. Pentru ea este un început, sperăm să fie un început bun și să-i urăm succes în cariera muzicală pe care dorește să-și o facă.